Ceea ce pot să fac este să merg în bucătărie unde Miruna Lica o să ne pregătească. Nu știu, nu pare cozonac ce ne face acolo. Nu, dar hai să vedem. Nici oro și nici, dar mă rog, în fine. Ia, hai să vedem. Bună dimineața, Miruna. Bună dimineața. Bună. Eu astăzi nu sunt pe tradițional, sunt cu gândul la vacanță. Eu am crezut că ne faci cozonac. Vacanță în ce țară? În Grecia. Așa că sunt pe tradițional grecesc. Facem niște mini spanacopita. Cum? Mini spanacopita. Practic nu mai facem plăcinta aia mare în tavă. Le facem așa, sub formă de triunghiuri, mai micuțe. Dar cu aceeași umplutură. Frumos, că ai văzut că eu fac tot ce sigur că da. Pe aici. Bine, nu-mi ies la fel, dar mă rog. E, sunt sigură că ies acolo. Hai că am văzut. Ăla este spanac, da. Am aici spanac, eu am aici spanac congelat, pe care l-am lăsat la decongelat și l-a scurs. Dacă folosiți spanac proaspăt, ideal ar fi să-l trageți un pic înainte la tigaie și după să faceți același lucru, să-l scurgeți, ca să nu ne iasă compoziția ciorbă. Și așa se fac biluțe din astea sau... Sunt așa sunt ele. Da, deci că saburații de ea pentru florale. Așa le cumperi. Da. Așa, bun. Și acum, primul pas este să facem umplutura. Și pentru umplutură o să avem nevoie de niște ceapă verde, spanac, mărar proaspăt, niște ouă și brânză feta, evident. Așa că o să începem să călim puțin ceapa împreună cu mărarul. Apoi o să adăugăm și spanacul în toată treaba asta. Mirosea primăvară. Când durează? Simți miros de primăvară? Simt și miros de poftă. Eu zic că îmi durează foarte mult. Să zicem așa, pregătirea cred că durează undeva la 25 de minute în funcție de cât te faceți. Păi pentru bine, dar tu ai skill-uri, dar am văzut cum ai mărunțit acolo. Păi mie mi-a 40 de minute doar să tai. E, tai și tu așa, că nu contează, poți să le tai cum o fi, că sunt umplutură. La umplutură nu contează, le tai și tu, mai grosier așa. Merge, nu? Și aici avem foi de plăcintă, subțiri, pe care eu le-am tăiat așa, pe jumătate, transversal. Pentru că o să luăm umplutura asta după ce o facem și o să punem așa, pe două foi de plăcintă, dar o să vă arăt chestia și le împăturim, astfel încât să ne iasă la final un triunghi. Și voiam să vă arăt o chestie, pentru că va dura procesul ăsta, vă dați seama, până facem fiecare triunghi în parte, ca să nu se usuce pe foile de plăcintă, care se uscă foarte repede, punem deasupra un prosopior din asta de bucătărie, ușor umezit. Mai are cineva așa ceva în bucătărie? Glumesc! Eu la acolo nu cred că n-am spălat niciodată. Când mai fac ceva, mă mai șterg pe el. Mai fac ceva, mă mai șterg pe el. Alea se spală și el. Se spală. Tu cum te vezi peste 10 ani? Tot pasionată de gătit? Cu siguranță, da. Și cu niște copii, sper. Cu niște copii? Cam câte bucăți așa. Dacă întrebai pe de la acum 10 ani, ar fi zis, nu cred că fac copii încă, e cam de vreme. Întreabă-mă ce făceam acum 10 ani mai bine. Stai că ajungem ca să-mi dau seama dacă, ca să-mi dau seama dacă acum 10 ani am răspuns ceea ce fac acum. Adică... Stai așa, câți ani ai tu? 20, fac 30. Deci tu faci 10 bine. Deci practic eu acum 10 ani, ca să mă înțelegeți puțin, filmam telenovele, ca asta făceam, da? Da. Nu-mi imaginam, că am fost întrebată de mai multe ori ce să fac peste 10 ani, dar nu-mi imaginam că o să am totuși 3 copii și nici că o să fac vreo pasiune pentru... Voi știți ce mănânc eu mult acasă, nu? Tot? Da. Mă tem ca Miruna să nu fie distrasă de frumusețea mea și să nu poată să termine rețeta. Stai liniștit, adică, stai liniștit. Să nu mă orbească strălucirea. Da. Da. Miruna, deși ne este greu să ne dezlipim ochii de la această superbitate de șurubel cu ștrasuri pe față, în ce etapă suntem cu plăcințelele? Cu plăcințelele suntem în etapa în care le montăm. Eu am făcut deja câteva ture, câteva tăvi. Dar am mai păstrat una spre final acum ca să vă arăt și voi exact cum împăturim. Avem deci aici pe grecesc, da? Hai pe să grecesc, da. Spanacopita. Mini spanacopita facem. Avem aici umplutura care este făcută din ceapă verde cu mărar călite, puțin ulei de măsline, apoi spanac, eu am avut unul congelat, neapărat trebuie să fie scurs, și brânză feta la final, amestecate toate. Și acum le punem, luăm câte două, maxim trei foi din astea de plăcintă, nu mai mult, le ungem cu ulei și acum le împăturim în felul următor. Deci pe interior punem cum ar veni ulei, da? O să punem și pe exterior, uite că am pus deja în tavă. Ai toată umplutura pentru o spanacopita sau pentru... Am făcut mai multe tăvi, dar sunt ascunse, nu vi le-am dat încă. Pentru un triunghi, da. Fii atent ce schemă. Și uite, facem când așa, când așa, când așa. E, nu e chiar atât de complicat, zic eu. Wow! Dar nu am putea să ne oprim la două împăturiri, adică... Păi nu, că nu ne place cu mai mult... Îmi place mult cu etajul. Și acum mai dăm puțin și cu ulei pe deasupra. Și le punem în tavă. Știi cum când îți vin musafiri acasă? Așa. Exact, da. Auzi, păi atunci hai să facem și o lebădă. Știi cum să faci lebăduță? O lebăduță de deasupra. Ce pui deasupra? Eu mai pun așa un praf de sare din asta mai mare, mai grunjoasă. Și puțin susan. Am un amestec de susan alb cu susan negru. Cât trebuie să stea aceste minunății la cuptor? Nu pot să dau neapărat un timp, pentru că diferă de la cuptor la cuptor, dar se coc la 180 de grade și le ținem în cuptor până când se rumenesc super frumos și devin așa crunchy.
Hai să mai facem una, să vedem. Cred că 15 minute, pe acolo estimez eu. Dacă am înțeles, hai să mai facem una. Mai facem una? Da, mai facem. Deci am 3, nu mai multe, mai 3, 4 să... felii, da, nu? Exact. Poți mai înghesui aici una sau o băgăm la cuptor deja pe asta? Poți să o bagi la cuptor, că mai am o tavă. Asta vreau, că vreau mai repede. Cum trebuie să fie aluatul? Cum trebuie să-l simți? Să nu fie uscat. A, la final? La final, da. Trebuie să fie crocant. Deci când pui mâna pe el, să fie ușor sfărmicios. Ca și cum îți intră degetul prin trigonul exact, ăsta, da? Exact, exact. Ca santa, așa, știi? Băi, eu când eram în generală pentru clasa 8, am făcut-o în București, primeam 3 lei sau nu mai știu cât primeam de buzunar. Și ce-mi cumpăram eu cu bine, cei 3 lei? Hai, spuneți puțin. Ce-mi cumpăram eu? Cu 3 trigon lei? Cu vanilie. Trigon, vanilie? De unde, unde găseai? Că se găseau la super greu asta. Unde făceam eu la Eroilor. Acolo, la metrou. La metrou, acolo da, jos? Da, 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 da. Vanilie acolo. Trigon, știi? Eu făceam la Izvor și nu știu. Adică eram la o stație eram de metrou. Da, da, la mine, la aviatorilor, era o cașcarabetă de asta, da. Ce să asta este? Aviații. Nu eu am ales viața asta, eu am ales pe mine. Nu am ales, eu am ales aviația asta, eu am ales pe mine. Era o brânzoaică, Adela. Da. O brânzoaică se uita la tine prin geam de când ieșeai de la metrou pe tunelul ăla de la Viet. Da, mă. Ia-mă, Doamne. Cu tot cu stafide. Și cu foarte puțin capac, cum îi ziceam eu, nu, deci era brânză. A, mult, era mult. Dulce. Da, da, da. Păi brânzoaica da. Nu e dulce. Brânzoaică zici la ceva sărat, din câte știu eu. Nu știu cum e brânzoaică la Șușani. Sincer, avem atât de multe nedumeriri în această emisiune. Pe patiserie și... putem să discutăm da. Până poimine. Mai mult mâncăm pe patiserie, nu știm să... Am încercat să fac o magie, dar la mine magia funcționează doar în sens invers. Eu dacă fac o magie, ceva ce e, dispare. Numai că de data asta ceva ce n-a fost, a apărut. Cu ajutorul meu. Cu ajutorul Mirunei. Practic, o să fiu asistent de magician. Cum? O să fiu asistent de magician. Mirunii. Eu vreau să fiu asistentul tău astăzi. Și eu vreau să fiu mâncăul. Mâncăul. Cam așa arată mini spanacopitele. După cât timp la cuptor? Cam 15 minute asta. Cam așa. Dar nu știu dacă e inspirată denumirea asta. Adică are copita în ea. Știi, spanacopita. Așa au zis grecii, eu nu mă bag în chestia asta. Da, dacă vrei plăcintă cu spanac și brânză. Tu n-ai cumva neamuri spre Grecia? Nu, Bogdan după, are. După nas mă iau. Păi să vină să... Nu, după... A zis cineva Bogdan. Da, Ciudachis, așa cheamă pe el. Bogdan Ciudachis. Se mănâncă cu mâna, deci să nu vă au cu furculița, cuțitul, că domne, n-ai neamuri. Auzi că să nu vă aud. Păi nu. Cum era? Plăcintuța? Se aude când muști? Se aude când muști, nu? Ia. Te rog să spui ce un compliment ai primit mai devreme. Te rog să le spui tău despre gadorul. Că au mâncat cei doi șefi din plăcintele mele. Da. Mi-a plăcut? Așa am auzit, n-am fost de față, dar mi s-a zis că au zis că e foarte bun. Nu, vezi că ei sunt foarte de comitet în general. Da. Sunt foarte da. Drăguți și nu spun dacă nu le Chiar și pe noi ne complimentează vorba aia. Chiar și așa, eu tot mă simt. E foarte bună. Dacă ai mâncat, uiți la balcon. Da? Mm. Deci panificația e viața mea, mi-am dat seama. Da, așa mea. Nu vorbesc păi, de la zodie. E de la zodie. Adela, ne-ai mâncat panificații cu mâncarea asta. Bogdan! M-am întors! Wow! Mi-a fost dor de tine! Unde ai fost, micuțule? Andrei și glume proaste! Da, și jocuri de cuvinte. Aproape ratate. Foarte bun, Mirunica. Mă bucur că vă place. Am făcut aici pentru toată lumea. Hai să repetăm un pic cum am ajuns la rețeta asta. Am făcut o umplutură. Da. Am călit puțină ceapă verde cu mărar în ulei de măsline. După am adăugat spanac. Noi am avut unul congelat pe care l-am scurs în prealabil, foarte important. După ce s-a răcit compoziția asta, am adăugat brânză feta mărunțit așa grosier în mână. Și am umplut niște foi de plăcintă. Am luat foaia de plăcintă, am tăiat-o pe jumătate. Și am luat doar câte două sau maxim trei foi odată, le-am uns cu ulei și apoi am făcut treaba aia cu triunghiul, țac-pac, stânga-dreapta, până când am format aceste triunghiuri. Trebuie să-i cânti ca să iasă așa de bine. Vreau să pun umplutura pe tine, cu ulei să te ung, sunt un tip mișto în bani mulți, dar nu mi-aș ung. Mamă, dar ce inspirat e astăzi, Bogdan! Măi, nu știți? Bravo, mă! Măi, lăsați-mă să câștig. Eu nu vreau să bat palma pentru asta. Ce e asta? Ce cântea mai devreme? Nu știi de unde m-am inspirat? Nu mai contează. Dar v-ar fi plăcut? Adică de ce plantelor trebuie să le cânți și foilor de plăcintă nu? Asta vreau să zic. Păi astea nu-s vii. Ba da, este un organism viu. Okay, și cred că în general bucătăria este. Nu, hai să vă oprim acum pe Bogdan. Da. Mulțumim frumos, Miruna. Cu mare drag. Deci Mirunată ca de obicei. Îngrașă chestia da, asta? Da, nu discutăm. Asta e un subiect tabu. Nu. Mănâncă, îți place? Foarte mult. A, așa e, și mănâncă. Asta e fericire, e important. Mănâncă, stai într-o canapea după aia toată ziua, toată viața și... Te plângi. Asta, da, să te plângi.